Da. Dacă m-ați întrebat pe mine, care ar fi trebuit să fie o rezoluție, dar eu nu vorbesc în numele Coaliției Pro-Europene, vorbesc în numele propriului meu partid și care este poziția Partidului Liberal Reformator în această situație geopolitică. În primul rând, noi de fapt și ne-am exprimat poziția noastră. Noi ne raliem la decizia Ministerului de Externe și Integrare Europene a Republicii Moldova, care a spus că aderă la sancțiunile împotriva oficialilor ruși și ucraineni. E ok, Partidul Comuniștilor s-a împotrivit, făcea mare scandal. Noi cunoaștem că reprezentanții acestui partid, de fapt, apără interesele cu totul altui stat, sunt cu simbrie bine mersi de la acest stat, unii din ei generali, cu epoleți și așa mai departe. Securiști în trecut, în prezent și cine știe, poate chiar și în viitor, pentru un timp oarecare. De aceea e ok cu sancțiunile, de punctul nostru de vedere, al partidului nostru și al meu personal. E ok, ar fi ok să părăsim și CSU, această structură care nu ne-a dat nimic până în prezent și nici nu ne va da probabil pe viitor, fiindcă există posibilități de cooperare economică pe bilaterală. Dar suntem într-o coaliție unde s-au întrunit trei părți componente. Una de centru-dreapta mai spre dreapta, alta de centru-dreapta, centru-stânga și tot așa, și cealaltă de centru-stânga și fiecare cu ideologiile și doctrinele sale. De aia nu pot spune că suntem gata să adoptăm o astfel de rezoluție după aceste audieri care au avut loc în Parlamentul. Deci rezoluția nu a fost adoptată?